mulțumim pentru prezență. Vreau să vă zic presei și publicului care ne ascultă că dumneavoastră asistați în premieră la o intenție a noastră politică, care este una publică, deci o platformă publică de discuție, nu la telefon, nu în cabinete, nu la sedi de partide, ci public, în fața presei, în scopul de a ca partidele de dreapta, partidele unioniste, să identifice un candidat comun în aceste alegeri pe municipiul Chișinău. Și am adus argumente săptămâna trecută, luni, când am dat start acestei inițiative, de ce este nevoie să identificăm anume acum și să ne unim forțele, partidele unioniste, pentru a reuși în această campanie pe municipiul Chișinău, atunci când în spațiul politic din Republica Moldova avem un binom acum Dodon și așa mai departe. O să mai revin la acest subiect pe parcursul conferinței de presă. După cum știți, demersul nostru al Mișcării Populare Antimafie a fost adresat către toate partidele unioniste, așa cum sunt Partidul Național Liberal, Democrația Acasă și vedeți răspunsul partidelor la acest demers prin prezența liderilor la această conferință, lucru de apreciat în sensul scopului pe care ne-l propunem. Mai departe, am telefonat personal pentru a invita liderii de partid, deci toți au fost sunați, așa cum sunt. Uniunea Salvați Basarabia, PNL am menționat, Partidul Liberal, Democrația Acasă, PUN-ul, Partidul Unității Naționale, Partidul Popular Românesc și Mișcarea Populară Antimafie. Deci aceste entități politice și-au declarat aspirații românești și de unire cu România. Deci aceste partide sunt cele care ar putea, dacă există voință politică, să ajungă la un consens comun. Deci, nu o să mă refer la discuțiile telefonice, pentru că ele nu au nicio valoare pentru public, deoarece atunci când îți propui un proiect politic, esențial în această lucrare este esențială este opinia publică și presiunea publică care se face asupra liderilor de partide pentru a lua o decizie în folosul cetățenilor care au aspirații românești și care nu sunt de acord cu acest binom Dodon-PSRM care guvernează actualmente Republica Moldova. Mai mult decât atât, vreau să vă zic că partidul, o să mă refer la cei care au negat o asemenea inițiativă sau nu au acceptat o asemenea inițiativă și au făcut și declarații publice în acest sens, de aceea o să zic. Deci este vorba despre PUN, care ieri a făcut o declarație că vor avea un candidat în aceste alegeri și este vorba despre Partidul Popular Românesc, care pregătesc o declarație în acest sens. Deocamdată nu am văzut-o și sper că poate se mai gândesc. Ei ne-au zis că ei nu sunt de acord, nu vor participa la asemenea negocieri, dar odată ce nu avem declarația publică, sperăm că poate se mai gândesc. Nu l-am putut găsi pe Dorin Firtoacă. L-am căutat peste tot și la telefon nu a răspuns. Am încercat să găsesc și chiar am vorbit cu oameni din anturajul dumneavoastră. Numai la stația de epurare nu l-am căutat. Nu are treabă Dorin Firtoacă. La TVC21 era ultima dată. Nu are Dorin Firtoacă cu planurile de consolidare a forțelor unioniste împotriva blocului ăsta acum și PSRM. Dar vreau să vă zic că situația este foarte gravă și dacă
Mi se spune că, da, de fapt, știți, asemenea tentative au avut loc nu știu de câte ori, nu o să se reușească niciodată și așa mai departe, pentru că, iată, s-au încercat, înțeleg că Punul a discutat cu PLDM și cu... Cu cine au mai discutat? PLR. Cu PLR, care acum e Partidul Popular Românesc. Nu, în alegeri. Nu au reușit să ajungă. Nu, chiar Șalaru, Anatol Șalaru, el a declarat acest lucru. Au încercat să identifice un candidat comun pentru locale. Vreau să vă zic că eșecul acestor tentative are mai multe motive. În primul rând, vreau să vă zic că actualmente noi avem o cu totul altă situație politică în sensul alegerilor care stau să vină pe municipiul Chișinău. Deci, dacă până la acest moment unele forțe unioniste erau influențate de Plahotniuc, de presiunile pe care le făcea Plahotniuc, și nu erau libere în luarea deciziilor lor, atunci astăzi această problemă nu mai este, pentru că Plahotniuc nu există, a fugit. Deci, în momentul acesta, în această situație, partidele unioniste care erau sub influența lui, nu mai au această problemă. Deci pot să se așeze la masa de negocieri, dacă au intenția asta de a lua o decizie în folosul cetățenilor cu aspirații românești și să vedem care este situația, cum putem ajunge la un numitor comun. Asta este un lucru. Al doilea, noi nu putem compara alegerile locale cu alegerile parlamentare. Sunt două lucruri diferite, diametral opuse. Pentru că în alegerile parlamentare, fiecare partid are entitatea sa politică, mesajul său, programul său și așa mai departe, electoral, ce ține de ideologie, de felul în care s-a creat acest partid și care a stat la motivația creării acestui partid, iar în alegerile locale și mai ales pentru municipiul Chișinău, contează lovitura pe care trebuie să o dăm acum în persoana care va fi aleasă sau ar putea fi aleasă de un asemenea grup de partide unioniste, o persoană care să aibă neapărat pentru public simbolul acesta de om cu aspirații unioniste, 2. Să fie o persoană competentă și cu prestanță publică, 3. Nu neapărat să fie din partidele politice, pentru că asta iarăși creează discordii și neînțelegeri și așa mai departe. Noi avem elaborat mecanismul cu care putem să ajungem la un numitor comun, pentru că în situația în care Ceban de astăzi se lansează în campanie și face campanie deja de mai mult de 2 săptămâni, în situația în care blocul acum face jocul lui Dodon și nu și înaintează candidat. Eu nu știu dacă ei au înregistrat cel puțin blocul acum la CEC în vederea alegerilor pe municipiul Chișinău, în vederea alegerilor locale. Nu știu, pentru că în presă a apărut faptul că ei și-au înregistrat blocul pentru alegerile parlamentare noi în circumscripție respective unde nu mai este deputat. Deci, întrebarea este, de ce se întâmplă acest lucru? Simplu, pentru că fac jocul lui Dodon. Un alt partid care a rămas fără stăpânul lui, fără Plahotniuc, care a fugit de presiunea externă, acum, în loc să-și pună cenușă pe cap, are tupiu să mai iasă să facă politică în Republica Moldova. Și mai mult decât atât, vedem că și acest partid, Partidul Democrat, asemenea blocului acum, fac jocul lui Dodon. Nici ei nu au candidat. Ieri au avut un congres și nu au înaintat un candidat pentru municipiul Chișinău. Nu este oare asta un scenariu pus la cale de ostaticii lui Plahotniuc, care astăzi fac jocul lui Dodon?
Asta se întâmplă. Deci, noi, din start, am zis că nu ne atribuim rolul de inițiatori acestui proiect, acestei platforme publice de comunicare dintre partidele unioniste, nici rolul de organizator, nici rolul de primii în aceste alegeri, care am făcut o declarație către și am invitat partidele, nicio problemă. Oricine poate prelua această inițiativă, oricine poate organiza mai departe etapele de negocieri, pentru că, și încă un lucru vreau să vă zic, pe mine mă miră faptul și prestanța unor lideri politici care încă nu și-au scos penele de pe un. Știți, ei încă nu și-au scos penele de pe un. Iată, acum le pare, nu știu de ce, că ei au șanse să câștige alegerile. Când, în situația în care ne aflăm, foarte gravă la moment, în situația în care toate resursele, toate schemele, toată economia tenebră din acest stat este în subordinea lui Dodon, sistemul judecătoresc, procuratura, CNA-ul, în situația în care acum este în subordinea lui Filat, care visează cât mai repede să iasă din pușcărie, în situația în care cetățenii au fost lăsați pe mâna lui Dodon, toți, absolut, pe mâna lui Dodon, din motivul că liderii acestor partide despre care am vorbit se îngrijesc de propria persoană și de soarta lor pentru libertate, pentru funcții publice și așa mai departe. Deci, în această situație gravă, în care se vede foarte clar că socialiștii câștigă alegerile pe municipiul Chișinău, vreau să vă zic că pe unii ăștia, după alegerile locale din Chișinău, vor rămâne fără pene. Și o să fie foarte urât și chiar este ridicol și este penibil ca în momentul în care este nevoie de o decizie politică a tuturor partidelor unioniste, nici unul să nu rămână în afară, nici unul să nu-și propună candidat, dar să convină asupra unei persoane, a unui candidat care e sprijinit de toate partidele, care ar fi mai bun decât potențialul candidat al blocului acum, chiar să reușească să câștige aceste alegeri, pentru că un candidat comun al forțelor unioniste ar impulsiona un sprijin electoral mare. Chiar electoratul care a votat cu acum în alegerile precedente ar susține, și au aspirații românești, ar susține o asemenea candidatură și toate planurile blocului acum și PSRM ar fi date peste cap, cu participarea și PD-ului, vedem. Deci, în concluzie, noi, Mișcarea Populară Antimafie, continuăm să insistăm prin faptul ca aceste convorbiri să aibă loc și în zilele următoare. Încă nu este târziu. Noi îndemnăm liderii partidelor unioniste să chibzuiască foarte bine momentul politic, să se gândească de 10 ori la decizia politică pe care o iau, pentru că după această campanie, după aceste alegeri, nota de plată va fi mare. Nota de plată va fi dezamăgirea cetățenilor unioniști în un potențial un viitor unionist politic în Republica Moldova, să nu creadă cei care acum analizează că, uite, eu dacă particip cu partidul meu unionist în aceste alegeri și reușesc să iau niște procente, am șansa să demonstrez că eu am mai mult decât celelalte partide și dintre toate sunt cu potențial politic. Nu. Eu vreau să vă zic încă un lucru. Dacă analizăm din acest punct de vedere, atunci Mișcarea Populară Antimafie este al doilea partid.
dacă luăm în calcul rezultatele alegerilor parlamentare. Este al doilea partid după PL în acest sens ca potențial electoral. Însă, dacă mai scoatem de la PL și relațiile cu Plahotniuc din trecut și dezamăgirea oamenilor față de acest partid, atunci Mișcarea Populară Antimafie este pe locul întâi. Dar nu despre asta e vorba. Eu repet, noi dăm într-o parte toate aceste lucruri. Care sunt trofeile unor partide sau altele, succesele, insuccesele, nu ne interesează absolut nimic. Ne interesează decizia politică a tuturor partidelor unioniste să înainteze un singur candidat în aceste alegeri locale pe municipiul Chișinău. Și cerem partidelor care astăzi nu sunt prezente aici să nu-și înainteze candidat în aceste alegeri până nu se ajunge la un numitor comun. Fiecare candidat înaintat, înregistrat la CEC unionist, va fi primul, al doilea, al treilea trădător. Nu înaintăm candidați până nu ajungem la un numitor comun, ci invit să se mai gândească, să mai doarmă noapte, să se trezească dimineața și să se gândească foarte și foarte bine la criza politică din ziua de astăzi, la pericolele care stau să vină din cauza unei înțelegeri ascunse dintre acum PSRM, la care iată participă și PD și toți ostaticii lui Plahotniuc de ieri. Da. Noi am invitat partidele să-și spună poziția cu referire la această idee, da? La acest proiect. Deci noi am zis așa, prima etapă este să ne spunem poziția, suntem de acord sau nu. A doua etapă, ne întâlnim să identificăm profilul candidatului, potențialului candidat la fel public și mai departe să urmeze celelalte mecanisme, cum alegem consilierii și așa mai departe. Vă rog. Da. Eu mulțumesc tuturor celor care au inițiative și propuneri legate de coagulare și reprezint Partidul Național Liberal, care, fiind primul partid statutar unionist, întotdeauna a pledat pentru ca mai multe partide pro-românești să îmbrățișeze mesajul și obiectivul unirii și să contribuie la coagularea forțelor pro-occidentale. Când spun pro-occidentale, am în vedere forțele autentice pro-europene și pro-românești, care trebuie să fie forțele pro-vestice în comun, cum au mai fost numite chiar de către noi forțele euro-unioniste. În această idee, noi am acționat încă din 2012. Pe platforma Consiliului Unirii ne-am întrunit cu liderii politici ai entităților românești, pro-românești de atunci. Inclusiv a fost și Vasile Costiuc de mai multe ori și domnul Sergiu Mocanu și reprezentanța PLR-ului ai altor partide. Am avut un plan foarte clar și legat de alegerile prezidențiale, când am pledat pentru un singur candidat euro-unionist printr-un plan din 5 pași. Până la urmă, de discuțiile pe care le-am avut cu mai multe partide au demonstrat că nu sunt gata pentru coagulare. Ar fi foarte multe lucruri aici de menționat, pentru că lucrurile nu sunt simple doar ca să spui că suntem de acord și nu. O întrebare rămâne mereu de ce nu se produce coagularea forțelor unioniste. Când spun că n-am avut o experiență bogată, le amintesc tuturor celor prezenți, dar și celor care ne ascultă, că noi am semnat în noiembrie anul trecut formarea Convenției Euro-Unioniste, care atunci a propus la fel un proiect unionist comun, dar nu s-a ajuns la bloc electoral pentru că, din păcate, există forțe ale unor tineri unioniști care parcă ar fi pentru coagulare, dar mai curând nu, și care au condiționat împreună cu alte entități aflarea unor partide sau altor partide. Din această cauză a ieșuat Convenția Euro-Unionistă ca bloc electoral, care, sigur, putea să fie un bloc parlamentar, să pui o bună bază pentru alegerile locale. Am răspuns invitației înaintate de Partidul Liberal Reformator în primăvara acestui an și am negociat luni întregi, cu excepția ultimelor două luni,
când, prin presiunea noastră, în sfârșit s-a făcut o ședință comună la care s-au pus niște condiții inacceptabile. Dar în spațiu public acum se vehiculează foarte mult că pelereul, acum care și-a schimbat denumirea la un congres pe care nu l-am văzut și nu l-am auzit, doar am auzit că a fost, în Partid Popular Românesc, vehiculează că au depus eforturi titanice ca să unească partidele. Este un fals foarte mare, pentru că noi am semnat formarea blocului electoral cu pelerin și cu Partidul Democrația Acasă, după care s-a insistat pe fuziune. Poziția noastră a PNL-ului, care a fost și care rămâne, este următoarea, ca să știe toți cei care ascultă. La ultimul congres din 2015 al Partidului Național Liberal a fost adoptată o decizie cu privire la imobilitatea valorilor național-liberale. Asta înseamnă că Partidul Național Liberal nu se dizolvă. Și am spus acest lucru foarte clar, oricare ar fi condiția noastră. Vom schimba echipa, nu vom schimba echipa. Mandatul meu se încheie pe 25 octombrie și voi lua o decizie definitivă în acest sens. Dar din cauza că s-a presat pentru fuziuni, pentru noi nu este înțeles de ce blocul electoral pentru care noi am semnat nu a avut mai departe o dezvoltare pentru această oportunitate a alegerilor locale. Ulterior, așa cum ați auzit și dumneavoastră, au avut loc negocieri pe care noi nu le-am știut dintre PLDM, PLR și PUN, care iarăși nu s-au soldat cu nimic. Acum este un aspect pe care trebuie să-l menționez, pentru că de fiecare dată sunt nevoit să dau acest răspuns. Iată, uitați-vă, astăzi în fața dumneavoastră stau reprezentanții a trei partide care nu au fost în Parlament ca entități, dar partide care sunt active pe scena politică, pe segmentul extraparlamentar, ca să-i spun așa, dar care insistă să discute cu partidele care s-au proclamat sau s-au autodeclarat unioniste mai recent sau mai înainte, care au fost la guvernare din 2009 până acum. Pentru că dacă luăm PLE sau dacă luăm PLDM, cunoașteți, au fost parte ale tuturor AIE-urilor posibile din 2009 până în 2019. Iar celelalte partide s-au rupt ca fragmente, ca așchi, s-au desprins din PL și PLDM. De aceea poziția noastră, de exemplu la PNL, și am spus-o public pe Facebook, este: haideți voi cei care v-ați desprins de partidele tulpină, PL, PLDM, uniți-vă împreună înapoi în partidele voastre, discutați între voi și faceți o unificare acei unioniști deveniți recent, care vreți să dați o platformă comună unionistă, după care, dacă veți dori, vă veți uita pe împrejur și veți vedea dacă mai puteți discuta sau doriți să discutați cu Partidul Democrației Acasă, cu PNL, cu cine mai dorește. Pentru că poziția noastră pe care o avem dintotdeauna, dar în special din 2016, este că în Republica Moldova trebuie să fie o structurare politică asemănătoare situației din România. Deci în Republica Moldova, noi PNL, am spus și în blocul Unirea, dacă de mâine acceptați să veniți în PNL cu o nouă conducere, pentru că eu mă retrag pe data 25 octombrie, atunci de mâine începem fuzionarea. Altfel, pentru alte structuri, care și așa sunt foarte multe și diferite, noi nu le dăm. Chiar am propus, și mă bucur că am această oportunitate să menționez, am propus și o modificare, ca să zic așa, provizorie, a denumirii de PNL, în semn de recunoștință că PNL a obținut în justiție dreptul de a fi Partidul Unionist, fapt care a deschis calea pentru celelalte partide, PNL Unirea sau Unirea PNL. Deci au fost toate posibilitățile pentru a se face o asemenea coagulare, care ar fi fost un imbolț, o presiune publică, așa cum drept se menționează aici, pentru o coagulare mai largă. Și mai vreau să spun trei poziții, după care ne exprimăm atitudinea și viziunea în legătură cu alegerile locale. 1. Am constatat și spun cu mare regret că
Această coagulare dorită, așteptată, a unioniștilor nu are loc prin ingerința condamnabilă a forțelor din România, care folosesc partidele politice din Republica Moldova în interesul lor îngust, meschin, electoral. A doua cauză este că de când a început finanțarea partidelor din 2014, partidele care practic acum nu pot fi percepute ca mari partide, dar au avut rezultate foarte bune, consideră prin milioanele pe care le au de la buget că ele sunt mari, tari și nu vor să se împartă între ghilimele cu partidele care nu au acești bani mari, noi neavând, pentru că s-au furat voturi în 2014, în special de la, conform informațiilor noastre, de la PNL, de la Partidul Popular Antimafie, Mișcarea Populară Antimafie, de la Partidul Popular din Republica Moldova și de la Partidul Liberal Reformator. Astea sunt informațiile noastre. Deci banii noștri sunt în furtul voturilor spuse public și de Ștefan Uredu. Și a treia cauză pentru care nu are loc coagularea forțelor unioniste este că unii președinți deveniți mai recent, îi cunoașteți care sunt, că e vorba de PL, că e vorba de PUN, că e vorba de USB, că e vorba de pe Partidul Popular Românesc, care participă în alegeri ca Partidul Liberal Reformator. Pentru că eu m-am înregistrat pentru circunscripția, am depus actele pentru circunscripția 50 și aștept înregistrarea și cei care au solicitat liste, printre ei este și un reprezentant al PLR. Deci acești președinți au speranța, ca să nu spun altfel, să fiu elegantă, că îi vor demonstra cu mult mai multe și mai frumoase rezultate, inclusiv Tudor Deliu, după Vlad Filat la PLDM, că vor înregistra foarte bune rezultate după cei care au condus partidele înaintea lor. Eu le urez tuturor succes, dar am vrut aceste trei cauze. Ingerința condamnabilă a Bucureștiului, care face aici zâzanie și vine și arată cine-i bun și cine-i rău, banii care s-au dat de la buget și i-au împăunat pe unii și dorința unor noi președinți de a demonstra că ei sunt mari și tari, conduc la faptul că mișcarea unionistă nu este coagulată și nu oferă o alternativă viabilă care este tot mai așteptată după eșecul acestei guvernări pe SRM acum. Am ascultat recent o participare la emisiunea președintelui PPD Andrei Năstase, care a avut declarații foarte controversate. Se vede că este zbuciumat prin faptul că pe de o parte este în coaliție cu PSRM, pe de altă parte probabil că pe alocuri sunt forțați să accepte niște decizii inacceptabile și regret că a continuat pe ideea de a spune că sunt încheie. Problema lor că n-au nimic din asta. Deci problema este că ei nu văd finalitatea pe care o vedem noi. Iar finalitatea este ca forțele provestice, autentice, pro-europene și unioniste, trebuie să fie împreună. Și doar atunci va fi un succes și o opunere față de Partidul Socialiștilor, care crește ca pe drojdie astăzi. În acest sens, noi, Partidul Național Liberal, am exprimat printr-un apel public disponibilitatea, ca întotdeauna, de a discuta și despre această oportunitate de a înainta un singur candidat pentru municipiul Chișinău, fapt pe care și Andrei Năstase l-a recunoscut, că dacă vine acolo un socialist, Republica Moldova a ieșuat. Că Republica Moldova a ieșuat și că va ieșua este absolut clar, pentru că nu poate deveni acest stat românesc, un al doilea stat românesc viabil. Deci, dar nu se vede finalitatea prin reunirea cu România, de ce noi avem exact, se îndreptățește ce am spus noi în alegerile parlamentare, PNL, unirea sau agonia. Acum cred că suntem în agonie. Știți care e paradoxul? Îmi cer scuze că intervin la momentul acesta foarte important. Paradoxul este că cel care votează la Consiliul Europei pentru Federația Rusă are tupeul să spună, să facă o asemenea declarație și să amenințe cetățenii despre pericolul unui candidat socialist. Aici e marea problemă. Dublele standarde, minciunile care sunt spuse de acești lideri pentru interesele lor personale.
Și marea problemă a lui Andrei Năstase nu este faptul că nu, n-ar fi parte la această, la această uniune dintre Dodon și acum. Pentru că este în blocul acum, n-a ieșit din blocul acum, nu a făcut o declarație anti-acestor înțelegeri. Marea lui problemă este că nu are nimic de câștigat de pe urma acestei înțelegeri, ci are de câștigat doar filat și pas prin perpetuarea lor la guvernare, prin dividendele pe care le au aeroportul, libertatea lui Filat și așa mai departe. Aici e mare problemă. Știți, vedeți că... Eu în curând închei și zic și Vasilis vorbea și după asta trebuie în timp mai intervenim. Deci în privința, dividendelor și în privința standardelor, cred că mai e nevoie de o conferință de presă aparte. Deci, noi, Partidul Național Liberal, avem un candidat, o doamnă, încă n-am auzit că cineva pregătește o doamnă ca să candideze. Nu am anunțat-o încă, în special după ce am auzit acest apel, pentru că noi speram ca să coordonăm candidatura pentru primărie în blocul Unirea, care, iată, după cum înțeleg, și-a dat un știescul sfârșit, chiar și ne-a anunțat. În privința listei pentru consilieri, eu cred că, așa cum s-a spus aici, am putea discuta, dar am două mențiuni. Prima, noi am dorit foarte mult ca și alegerile locale, dar nu este o condiție sine qua non și obligatorie, să fie o bază bună pentru o platformă comună în eventualitatea alegerilor anticipate și vă amintesc că acestea, dacă ar avea loc, ar avea loc iarăși după sistemul mixt, conform decizii curții constituționale. În acest sens este nevoie de un mare efort, de o mare unificare și coagulare a forțelor unioniste, dacă nu e posibil, și a forțelor euro-unioniste. Și al doilea lucru este că dacă și se va avansa și se vor registra succese pe această dimensiune de dialog pentru identificarea unui singur candidat la primăria Chișinău, eu cred că rămâne o problemă de coordonare cu acești candidați independenți, care, iarăși, candidează, ei nu se supun unor indicații ale partidelor, deci ei își aparțin și atunci cu ei trebuie, iarăși, a se găsi o soluție. Este opinia noastră și eu cred că trebuie pur și simplu să o avem în vedere. În rest, eu sper că totuși presiunea publică și așteptările populației, în special ale segmentului provestic autentic, care este unionist, vor avea un rezultat și până la urmă liderii partidelor care se declară pro-românești unioniste, implicit europeniste, vor răspunde acestei invitații, iar noi întotdeauna suntem gata ca să discutăm pe o platformă comună, pentru că pericolul de a stagna și de a ne cantona pe orbita influenței rusești în continuare, încă vreo 2, 3, 4 ani sau unde, Doamne, 9 sau 8 cât au fost pe timpul lui Voronin, nu este absolut de dorit pentru oamenii care sunt întregi la cap. Vă mulțumesc, domnul Dacă îmi permiteți, eu n-am să vă răpesc atât de mult timp. Eu am promis de fiecare dată, după ce s-o instaurat la guvernare Alianța COZA, că de fiecare dată, oricare conferință publică, oricare ieșire publică, voi începe cu fraza Dodon trebuie oprit. Și foarte actuală această frază și în contextul actual de discuție a partidelor pro-europene românești de esență națională, care au conștiința națională și care pun interesul național mai presus decât interesul de partid. Este o situație alarmantă și de fiecare dată noi suntem în situația să discutăm cum salvăm capitala, cum salvăm statul Republica Moldova, ba de Voronin, ba de Blahotniuc. Acum nu știu de ce trebuie să-l salvăm deja de forța imperială care vine prin intermediul trădătorului Dodon. E adevărat că ultimul bastion, care niciodată n-a aparținut stângii, niciodată n-a fost condus, controlat de un candidat sau de un primar pro-rus, acum, prima dată probabil în istorie, au șansa reală, cei care vin de la Moscova, cu COZAC în spate, să pună mâna pe capitală. Și asta nu se datorează partidelor extraparlamentare românești și naționale. Se datorează în exclusivitate celor care și-au dat mâna cu Dodon și l-au adus la guvernare pe acest individ care a capturat instituțiile statului.
Astăzi, eu sunt conștient că într-un eventual tur 2 al alegerilor municipale, chiar dacă din partea blocului acum ar exista un candidat, nu mai știu care și nu contează care, și va ieși în turul 2, să știți că electoratul de dreapta românesc, pro-european, va taxa prin neparticipare la alegeri și nu va ieși să voteze ca să salveze capitala. Pentru că electoratul unionist de dreapta, autentic, nu face diferență între cei doi candidați al lui Cozac, fie el Năstas, fie el Vania Ceban. Sunt ambii din aceeași rădăcină. Și în zadar, Andrei acum încearcă disperat să transmită semnale societății că trebuie să ne unim toți în jurul blocului acum. Nu cred că cei care sunt astăzi la masă... Mai bine zis, să ne unim toți în jurul lui Cozac. Da. Vor merge să se unească în jurul lui Cozac și lucrul ăsta va fi vizibil pe 19-20 septembrie, când la Chișinău vine din nou Cozac. Eu voi fi în stradă să protestez împotriva venirii ocupantului. Iar Andrei Năstase, împreună cu miliția lui, îi va oferi coridor verde cu mașini de serviciu să-i ofere siguranță ocupantului. Asta și este marea diferență. Eu regret totuși că partidele de dreapta, liderii partidelor de dreapta, nu au capacitatea să înțeleagă care este riscul nostru acum, în acest moment, când ne transformăm într-o gubernie rusească, iar capitala pentru Dodon și pentru Vania Ceban este acel apogeu pe care vrea să pună mâna. Și după asta, probabil, se va restructura toată conducerea statului, va fi demis guvernul și va fi instaurat un guvern pro-rus, Cozac, jet-be-jet. Dacă acum mai avem câteva sclipăriși care considerăm noi că sunt de ai noștri, după alegerile locale, după prăbușirea a partidelor pro-europene, pentru că îmbrățișarea cu Dodon n-are cum să placă societății. Chiar dacă am scăpat de un vagabond politic, noi, oricum, am rămas îmbrățișați de forțele imperiale și ne strâng atât de tare că ne înnădușă. Cu regret, o parte dintre cei care se consideră de dreapta, probabil, inconștient, nu vreau să arunc pietre nimeni, fac jocurile Moscovei. Cu regret, într-un stat civilizat, oricare lider care a trecut printr-o guvernare și este suspectat și există o opinie publică formată deja că ar fi lipsă de moralitate și de integritate a unui lider, se retrage din politic. Face 3 pași în spate, 10 pași în spate. La noi pe boala, la noi ies în prim plan și strigă că e dosar politic, că e chestie politică, el era cel mai curat și mai cinstit și toată lumea trebuie să-l iubească pe el. Partidul nostru este de acord să discutăm colectiv, să identificăm un candidat care eventual ar ieși în turul 2 și în turul 2 ar mobiliza electoratul de dreapta românesc conștient să voteze pentru candidatul unionist român, iar cei care sunt pro-europeni automat vor vota, pentru că așa se întâmplă de fiecare dată în turul 2. Și lucrul ăsta ar putea să fie o mică biruință pentru ridicarea spiritului românilor din Basarabia, pentru că de fiecare dată în ultima perioadă am cam luat bătaie de la forțele imperiale și pe cale de propagandă, și pe cale financiară pe care infuziile financiare și televiziunile pe care le-au la dispoziție. Noi suntem aproape lipsiți de oricare posibilitate de a lupta cu ei. Nici televiziuni, nici bani și nici unitate națională nu avem între noi. Și lucrul ăsta este regretabil. Eu încă o dată reiterez. Suntem dispuși pentru că interesul național, încă o dată vorbesc, interesul național este de așa natură că ocupantul trebuie oprit și trebuie oprit în capitală, după care cu adevărat trebuie să ne recucerim oraș cu oraș, sat cu sat și să revenim la normalitate. Noi prea mult am căzut în hău. Noi nu că ne îndepărtăm de unire, noi ne îndepărtăm și de Europa. Noi intrăm într-o zonă gri, o zonă întunicată a umbrelii Federației Rusiei, în care problema se pune neutralitate, limbă moldovenească, război civil, fără Europa, fără România, astea sunt condițiile lor. Și atunci, întrebarea mea pentru cei care încă mai judecă în țara asta, încă mai trăiesc și luptă. Noi ce avem de pierdut? Mulțumesc, domnule Costel. Eu ți-am dat o precizare. Vasile, bine a spus aici, legat de noi. De fapt, una din cauzele, iarăși, că noi ieșuăm mereu, este că noi credem în cineva că sunt ai noștri și că încolo se dovedește că ei sunt ai lor. Asta e una. Și a doua, iată, îi spun doamnei Bodruc și problema aceasta, pentru că, vedeți cum se întâmplă. Aici s-a menționat că toți cei care își vor înregistra candidații
din partea entităților unioniste vor fi trădători. Dacă mergem pe logica lui Andrei Năstase, toți cei care vor înregistra candidați în paralel cu a sa candidatură, iarăși vor fi trădători. Cum putem noi să delimităm aceste lucruri, pentru că a nu înregistra înseamnă a-l favoriza pe Andrei Năstase, iar Andrei Năstase sau blocul acum care nu acceptă o discuție, un dialog, o cooperare cu forțele unioniste, rezultă că segmentul votanților va fi împărțit între trei curente principale. Deci curentul Dodon, socialist pro-Moscova, curentul pro-european sau cum îi spunem noi PNL, curentul ruso-europeniștilor și curentul unioniștilor. Poate curentul unionist să devaseze aceste două curente. Este o problemă pe care trebuie să o delimităm și să o definim ca să nu rezulte că într-un fel suntem chemați să facem o alternativă, dar de fapt îl ajutăm pe Andrei Năstase care nu vrea să discute cu unioniști. Nu, din potrivă, vreau să le zic că părerea mea este diametral opusă și aici vreau să vă atenționez asupra faptului că în cazul în care partidele unioniste, unele, da, vor avea un candidat în alegerile locale pe municipiul Chișinău, în turul 2, acești candidați vor deveni consiervele lui Andrei Năstase și al Maiei Sandu a locului acum care este în înțelegere cu Dodon, pentru că vor fi nevoiți să susțină un asemenea candidat. Iar de aceea noi spunem, fără un candidat comun, fără un singur candidat a forțelor politice, nu are sens ca partidele politice să-și înregistreze fiecare câte un candidat. Atunci noi facem chiar jocul lor. Și, dar acestea sunt alte detalii, alte lucruri. Da, dar dacă nu se înregistrează unioniștii candidații și nu se regăsește un candidat comun, cu cine vor vota unioniștii? Șanse sunt să fie și înregistrați, dar să se retragă în favoarea unuia care are cele mai multe șanse. Lucrurile astea pot fi discutate și astăzi, dar mesajul pe care vreau să-l transmit încă o dată pe această cale, cei din blocul COZAC să se hotărască în de ei și să înainteze un singur candidat, ori pe Năstase, ori pe Vanea Ceban, ca să nu deruteze societatea. Ei sunt ambii de la același centru de comandă și atunci cu societatea noastră să fie conștientă. Blocul COZAC are un candidat și unioniștii au alt candidat. Și atunci vedem cum salvăm capitala. Deci, noi când începem să abordăm detalii, deviem de la obiectivul de bază. Deci, eu cred că toți sunt de acord că liderii partidelor unioniste trebuie să conștientizeze, în primul rând, marele pericol care se abate asupra cetățenilor din Republica Moldova și anume acest binom acum Dodon. Acesta este un mare pericol și iată, din această perspectivă trebuie în primul rând de a se așeza și de a comunica și de a ajunge la un numitor comun. Prin conștientizarea marelui pericol, pentru că în momentul în care îl conștientizez, tu iai decizii politice, nu personale, nu legate de bani, nu legate de partid și așa mai departe. Cu atât mai mult că în acest context vreau să vă spun, contează chimia politică pe care o facem prin discuțiile pe care să le avem în continuare. De aceea noi rămânem deschiși pentru această problemă, pentru această platformă publică. Noi sperăm că ceilalți lideri de partid realizează care este acest pericol și cât de mare este el în momentul în care partidele unioniste nu ajung la un numitor comun, ce mare dezamăgire va fi în rândul cetățenilor și eșecul de fapt va fi în primul rând al lor că nu au contribuit într-un moment foarte critic cu o decizie înțeleaptă, chibzuită în interesul electoratului unionist. Acestea fiind spuse, vă rugăm întrebări. Mai înaintez o idee. De ce nu am putea propune blocul ăia acum ca să nu înainteze un candidat și să identificăm împreună cu segmentul unionist un candidat unionist? Și asta ar fi o bună bază pentru un dialog și pentru parlamentarii de viitor. Pentru asta blocul acum ar trebui să plece de la guvernare, să nu fie... Să rupă alianța da. Cu COSAC. Deci acest lucru, de fapt, blocul acum trebuia să-l facă imediat după ce a fugit Plahotniuc. Trebuia să facă un guvern ad hoc sau o alianță, mai bine zis, nu un guvern, o alianță ad hoc pentru
reforme radicale pentru a curăți sistemul de oamenii lui Plahotniu, care azi au devenit al lui Dodon. Și apoi, astăzi noi trebuia să vorbim despre alegeri anticipate parlamentare, de fapt. Iată, așa un proces ar fi avut loc realmente de curățirea acestui stat de interese mafiote. Însă, în continuare, ce avem? Aceleași interese mafiote, aceleași scheme corupte, doar s-o schimbat în loc de Plahotniu, că-i Dodon cu Filat. Atât. Vă rog întrebări. Oxana, bună, bine, Caterina. O precizare, totuși, dacă aveți un termen limită, cât mai așteptați partidele și, totuși, care sunt șansele în primea? Adică am înțeles că cele trei partide sunt de acord să facă acest punct. Nu este târziu până în momentul în care se depun actele la Comisia Electorală Centrală. Deci până în ziua de 19 septembrie. Însă, cu cât mai devreme, cu atât mai bine. Pentru că imaginați-vă pe o clipă că forțele unioniste își înaintează un candidat cu perspectivă, toate forțele unioniste, cu perspectivă, un candidat care va fi mai bun decât al blocului acum și care începe campania mâine împotriva lui ceva, mâine. Iar acum încă stă cu ochii în soare și face jocurile lui Dodon. Imaginați-vă că unioniștii au un candidat cu perspectivă, toți uniți, împotriva lui Ceban, iar candidatul lui acum o să fie deja conserva lui Ceban. Și doamnă Provicea, cu dumneavoastră ați spus că PNL ar avea deja un candidat. PNL ar avea un candidat. Da. Cine este acesta? Nu vă spun deocamdată, dar avem o femeie și nu este doamna Cam. Ca și, să este nu faceți... corect. Și este corect să nu se spună. Da. Dacă nu, nici eu, nici eu. Eu candidez în circumscripția 50 dacă mă registrează în câteva zile. Am depus 555 de semnături. Iulia Sarvan, PDL. Vreau să vă întreb, domnul Costu, vă vedeți primar? Sunt un soldat al cauzei, naționale, am conștiința limpede de riscurile și de provocările care sunt. Dacă va fi o discuție colegială și se va găsi că aș putea fi candidat, să fiți sigură că voi fi un bun primar, un luptător adevărat și nu mă voi îndoia sub povara ocupantului. Dar asta este decizia colectivă. Eu am venit astăzi să confirm că suntem dispuși să discutăm. Acum este la un nivel de ipoteză, ipotetic. Da. Așa, corect. Și o întrebare către Mișcarea Antimafie, vreau să vă întreb, cum comentați faptul că au venit doar două partide? Vă așteptați la mai multă lume, ori... Noi ne așteptăm ca liderii partidelor unioniste să se dumirească. Noi nu am făcut un calcul, că vin două, că vin patru, că vin toate în șapte. Nu ne interesează calculele de acum. Ne interesează mesajul public, politic, unionist pe care îl dăm pe oamenii, pentru oamenii unioniști, cetățenii care au aceste așteptări. Asta ne interesează. Dar faptul că dumnealor au ales drumul pe care l-au ales este o problemă a dumnealor și eu sper, totuși sper, eu încă mai am speranță, nu ne oprim aici, vom insista în continuare că cel puțin nu și-au anunțat, nu și-au înregistrat candidația, acesta deja este un lucru foarte bun și ne dă speranțe că se adumiresc și ajungem să identificăm candidat comun. Asta e scopul de bază. Și la conferința precedentă, dumneavoastră spuneați că atâta timp cât blocul acum nu și-a înaintat încă un candidat, da, în primărie, fac jocul socialiștilor și susțin pe ceva. Acum ei au anunțat că, iată, Năstase este candidatul lor. Să zic, ei nu au anunțat oficial, l-a împins Maia Năstase. Deci, Maia Sandu l-a împins pe Năstase să candideze, dar lucrul ăsta nu se întâmplă. Năstase nu a spus tranșant și direct că este candidatul blocului acum. Niciodată. Maia Sandu, că Năstase este candidatul blocului acum. Este vorba dumneai, nu este o decizie politică a blocului acum. Dacă nu veți ajunge la un candidat comun, fiecare partid va veni cu un candidat al său la alegerile municipale? Noi, Mișcarea Populară Antimafie, considerăm și mă mențin pe această afirmație, pentru că ea este foarte importantă anume în acest moment. Fără un candidat comun al unioniștilor, nu are sens să participăm în aceste alegeri pentru municipiul Chișinău. Mă mențin pe această poziție. Acum este foarte important să gândim anume așa și să facem totul ce ne stă în puteri pentru ca să ajungem la acest obiectiv.
Dar noi vom avea un candidat, dacă va fi, dacă nu se va ajunge la un numitor comun, noi vom avea. Am și eu întrebare, Constantin Grigoriță, să presupunem că totuși identificăm acest candidat unic, forțelor pro-unioniste, dar știind care este balanța în Consiliul Municipal, lui va fi foarte greu să manevreze cu capital. Deci un candidat... Cum va fi ajutat acest viitor primar. Eu cred că viitor primar. Nu, este o lege care e foarte bună, de asta așa am vrut să vă răspund, Constantin. Cum va fi ajutat acest primar? Dar nu intrăm în detalii. Am înțeles, dar o singură... Costin, este o singură explicație. Anterioara guvernare a pregătit o lege extraordinar de bună în suportul lui Dorin Chirtoacă, dar n-a mai reușit să beneficieze de ea, în care scrie foarte clar că el își poate numi primari, viceprimari, fără acordul Consiliului, dacă Consiliul respinge, își poate numi pretorii, vicepretorii, secretarii. E o lege extraordinară. Primarul are competențe extraordinare, chiar și în lipsa discuțiilor constructive cu Consiliul Municipal. E importantă funcția de primar, pentru că e funcție politică, Constantin. Și eu document am vrut să spun. Depinde de persoană. Pentru că o persoană curajoasă, toată vremea merge pe principiul transparenței. Și dacă faci cunoscut în fața societății ce e bine, ce nu e bine, de ce nu e bine, pune presiune publică pe cei care au alte interese decât interesul cetățeanului. Și în sensul ăsta ei vor ceda. Iar dacă va mai fi și diplomat, și o persoană fără schelet în dulap, o persoană curată, atunci cred că va fi sprijinit de mai mulți consilieri și va putea să facă treabă bună. Și doar foarte scurt, că avem încă un minut. Deci contează efectul politic public care va fi dat, semnalul pentru va fi toată dat țara. Pentru toți. Faptul că Chișinău se menține pe partea românească, europeană și așa mai departe. Ultima întrebare. Da, Alexandru Gămanșin, vicepreședinte Mișcării Civici Pro. Sunteți de acord, cel puțin cei trei partide care astăzi sunteți la această masă, să examinați o candidatură din afara partidelor? Da, sigur. Pentru un concurs, dacă va fi puternic, da. Sigur că da. Da. Mulțumesc. Noi vă mulțumim. Eu vreau să răspund de cine au fost celelalte partide. Mm-hmm. Procesul ăsta unionist, vedeți că se extinde, cum menționați bine analiștii politici. Este partea pozitivă că tot mai multe partide își asumă public unionismul, dar pe de altă parte este și partea egoistă, ca zic așa, subiectivă a situației, când cei care au devenit acum președința a luat, de exemplu, asta trebuie să menționăm, de exemplu, până a luat dreapta, n-a format un partid din 4.000 de membri cu legea. USB a luat mișcarea europeană, care de fapt trebuia dizolvat, că s-a unit cu PL. Și PLR-ul care vrea să schimbe un partid popular românesc, dar și-a schimbat conducerea. Această conducere are, desigur, niște ambiții pozitive de afirmare, dar situația generală politică este cea despre care am vorbit azi. Doamna Popicentu, din păcate, la noi, cei care devin lideri a unui partid politic, consideră că deja au un trofeu. Și mai mult nu interesează nimic. La revedere, vă mulțumim! Mulțumim! Bună seara! La revedere!